Bună tuturor! Am pregătit pentru voi astăzi un aperitiv foarte interesant, care eu zic că se potrivește pentru orice fel de masă festivă, mai ales că este super ușor de făcut. Așa arată el. Ia uitați ce drăguț este și nu mă pot hotărâ dacă să numesc rețeta asta rulouri de dovlecel cu cremă de brânză sau poate chiar sushi vegetarian reinterpretat. Vă invit să urmăriți în continuare și să-mi spuneți voi care credeți că ar fi denumirea cea mai potrivită. Pentru această rețetă o să avem nevoie de un dovlecel. Eu am dovlecel din acesta zucchini, dar puteți să folosiți și dovlecel galben sau dovlecel din acela românesc. 100 de grame de cremă de brânză, 70 de grame de brânză feta sfărmată cu furculița, bastonașe de morcov, un morcov pe care l-am tăiat în bastonașe și cubulețe, frunze de busuioc, chives, o linguriță de coajă de lămâie, o jumătate de ardei tot așa tăiat în bastonașe, sare și ulei de măsline. Pentru a face aceste rulouri de dovlecel trebuie să tăiem dovlecelul foarte subțire și pentru asta vă recomand să folosiți o mandolină ca cea pe care o am eu aici, care feliază foarte subțire și uniform. Are mai multe accesorii, eu folosesc feliatorul ăsta și pur și simplu trebuie să trecem dovlecelul pentru a obține fâșii din acestea subțiri. Și voi felia în felul ăsta dovlecelul până ajung la partea cu semințe. Cam atât. Voi face la fel și pe partea cealaltă. Am terminat de feliat dovlecelul și am obținut aceste felii uniforme și frumoase. Am pus aici la încins o tigaie în care am să pun puțin ulei de măsline, pe care am să-l întind așa uniform cu pensula și am să pun felii de dovlecel. Pe care am să le presar cu sare pe ambele părți și am să le gătesc foarte rapid cât să se îngălbenească un pic. Voi întoarce feliile de dovlecel pe partea cealaltă. El trebuie doar să capete o culoare frumoasă să se gătească un pic și le voi prăji pe toate în felul acesta. Prima tură de felii de dovlecel este gata. Am terminat de rumenit feliile de dovlecel, vedeți cât de frumos au ieșit. Acum o să fac compoziția, am aici crema de brânză peste care am să adaug brânza feta sfărmată. Crema de brânză, după cum îi spune și numele, oferă cremozitate, iar brânza feta este sărată și are o textură mai interesantă. Coajă de lămâie și un pic de ulei de măsline. Și voi amesteca foarte bine. Am terminat de omogenizat crema de brânză și mă pot apuca să montez aperitivele mele cu dovlecel. Am să iau puțină cremă și am să pun peste ea bastonașe de morcov. Puteți să vă folosiți imaginația. O frunză de busuioc și o bucățică de ardei. Și am să rulez felia de dovlecel. Ok, se pot scoate mai în sus, astfel încât să arate mai voluminos și am să pun și un pic de chives. Puteți să folosiți microplante sau flori comestibile. Și în felul acesta le voi rula pe toate. Dragii mei, aperitivele cu dovlecel și cremă de brânză sunt gata și eu zic că sunt potrivite pentru orice fel de masă festivă. Sper că v-a plăcut rețeta de astăzi și că mă veți urmări în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram, Gătește Ușor! Vă urez poftă bună!